Deși nu este pentru prima dată când în urma precipitațiilor abundente se inundă centrul orașului Cernavodă, localnici au rămas șocați când și-au văzut mașinile înghițite de apă. În mai puțin de o oră, ploaia a făcut prăpăd, zeci de magazine și locuințe au fost inundate, iar proprietarii spun că pagubele se ridică la câteva zeci de mii de lei. Pe unde mi-a dus apa, mi-a distrus-o, frigiderele a intrat apă în toate, cam astea ar fi pagubele. Cam cât estimați că valorează tot? Jur de câteva milioane. Așa se întâmplă la fiecare ploaie? Da, bineînțeles. După ce șuvoaiele s-au scurs, străzile arătau ca după bombardament. Carosabilul a fost distrus, dalele de pe trotuare au fost mulse, iar în centrul orașului, abia dacă se mai poate circula din cauza mâlului. Autoritățile locale au trimis deja echipe de muncitori pentru a curăța străzile afectate și pentru a toaleta copacii afectați de vijelie care stăteau să se prăbușească. Conform datelor de la stația meteo din Cernavodă, în mai puțin de o oră, luni seara au căzut aproximativ 67 de litri de apă pe metru pătrat.